nivel de echipă este foarte greu. Din cauza asta, acest rezultat este fantastic și este o muncă de zeci de ani. Și este o confirmare a faptului că handbalul românesc are trecut și are prezent și vă garantez eu că are și viitor, depinde de noi să știm să instruim. Noi toți știm cum am trăit momentele acelea în fața televizorului dumneavoastră, cum ați trăit ratarea aceea lui Cristina Neagu, apoi în semifinale cea a lui Ardean, care putea decide calificarea. Nu prea, vedeți, eu am mai declarat lucrul ăsta, este pentru prima oară și mă refer inclusiv la generația mea de băieți când am jucat și am reprezentat culorile României. Este pentru prima oară în foarte mulți ani în care o echipă națională a României a dat o senzație de soliditate, de încredere, de lipsă de frică, de putere de abordare a situațiilor dificile. Și exact așa am trăit. Am văzut că a ratat Cristina. Gândiți-vă, se închidea meciul. Dar am trăit cu speranță și cu încredere că o să reușim să câștigăm meciul în final. La fel cum am trăit și cu Norvegia. Exact același sentiment. Am crezut până în minutul, cât a fost, 69 și vreo 15 secunde. Da? Pentru mine, finala a fost în semifinale. Este Cristina cea mai bună jucătoare a lumii? Nu știu dacă este cea mai potrivită întrebare în momentul de față și dați-mi voie să vă spun de ce. Eu prin modul meu de a fi și cum am crescut și prin poziția pe care o am acum, nu pot să vorbesc laudativ decât despre echipă. Pe Cristina mi-aș permite să fac o metaforă pe care am mai făcut-o deja, ea este briliantul din fruntea unei coroane plină de aur și nestemate. Dumneavoastră o comparați cu un briliant, dar totuși a fost comparată cu Messi. De fapt s-a spus că Messi este varianta masculină. Mă deranjează foarte tare aceste aprecieri. Din foarte multe motive, Cristina Neagu este unică, nu suportă comparație și nu cred că este momentul să facem comparație între handbal și fotbal. Uite aici că presa pentru voi a venit. Bună seara! Nu îndrăznesc, după cum le vedeți, cât de bărbătoase au fost pe teren și cât de timide sunt acum. Eu vreau să le felicit din toată inima pentru performanța obținută. Le felicit pentru determinarea, pentru dăruirea, pentru modul cum au luptat până în ultimul minut. Și sunt ferm convinsă că în anul care vine, acea competiție de calificare pentru Jocurile Olimpice va fi așa, ca un meci România-Polonia. Ce ziceți? Succes! Un an nou cât mai bun! Profitați de vacanța asta mare, cu ghilimelele de rigoare, și să vă întoarceți sănătoase, hotărâte, la fel de hotărâte ca acum la acest mondial și să dea Dumnezeu să vă văd campioane olimpice că meritați și ați arătat că puteți. Mulțumesc și numai bine! Bună seara! Eu cred că nu am prea multe să vă spun, pentru că aceste fete minunate au spus foarte mult. Ultimele două săptămâni au reușit să ne ducă pe toți în iad, dar totodată să ne aducă și în rai. Aceste medalii minunate de la gâtul lor, cred că spun cele mai multe cuvinte și eu vreau să vă mulțumesc că ați venit în seara asta și pe ele să le felicit din suflet, să le urez sărbători fericite, să ajungă acasă cu bine și
ce să zic, mă bucur din suflet că au venit sănătoase, pentru că nu e ușor să gestionez atâtea jocuri într-un timp atât de scurt. Felicitări fetelor încă o dată și las cuvântul căpitanului de echipă, Alisa Ardean Elisei. Bună seara! Mulțumim pentru primirea călduroasă. Noi ne bucurăm că ne-am întors acasă victorioase, cu o medalie și sănătoase. Noi ne dorim în continuare să fim tot la fel cum am fost și până acum la acest turneu și să avem rezultate cât mai multe, pozitive. Știu că nu sunt foarte aspectuos, dar face parte din fișa postului să spun câteva cuvinte. Nu este un rezultat ușor obținut. Nu este un rezultat adecvat momentului, dacă îmi permite să spun așa. Să obții o medalie la un campionat mondial într-un sport de echipă este foarte dificil, costă, durează, iar acest rezultat este confirmarea faptului că școala românească de handbal a fost, este și vă garantez eu că va fi. Deja am spus câtorva dintre dumneavoastră că un rezultat la jocurile de echipă este încununarea multor factori, unirea multor factori, o selecție bună, o pregătire bună, o mentalitate sănătoasă, o știință a jocului. Ca să adun 17 jucătoare, staff tehnic, să gândească la fel, este greu. Este enorm de greu. Ca atare vreau să mulțumesc întregului handbal românesc pentru acest rezultat. Este o gură de oxigen pentru handbal și pentru jocurile sportive și vreau să fie tratat ca atare. Am avut astăzi o convorbire cu domnul prim-ministru, care mi-a spus că și-ar fi dorit să fie aici, dar dintr-un foarte mare bun simț nu a vrut să asocieze partea politică cu acest rezultat. Este o atitudine demnă de tot respectul și am vrut ca lumea să știe acest lucru. Vreau să mulțumesc tutorelui nostru, Ministerului Tineretului și Sportului, fiindcă finanțarea în foarte mare măsură este asigurată de acest minister și se traduce prin aceste rezultate. Vreau să mulțumesc Comitetului Olimpic, care au fost reprezentanții acestuia, au fost invitați aici, din aceleași considerente, nu au dorit să fie prezenți, respect. Vreau să mulțumesc Ministerului Învățământului, fiindcă aceste fete și foarte multe alte fete și foarte mulți alți băieți există, fiindcă există cluburi finanțate de Ministerul Învățământului, avem centre de excelență finanțate de Ministerul Învățământului, iar rezultatele sunt acestea. Nu cred că există un cadou mai frumos făcut României în aceste momente în care avem foarte puține arii de activitate în care să fim în primii trei. Sperăm din tot sufletul să ne calificăm la Olimpiadă. Am o destul de mare siguranță când spun acest lucru, fiindcă fetele din spatele meu, și de fapt ar trebui să fie invers, ne-au demonstrat un lucru pe care nu-l întâlnim foarte rar,
imposibilitatea, dacă îmi permite să folosesc cuvântul ăsta, de a ceda și le iubesc pentru faptul că, indiferent de scor, indiferent de moment, s-au bătut, au trecut peste niște clipe dificile în care au fost contestate. Cred că este o lecție pentru noi toți să iubim pe cei care ne reprezintă și să așteptăm cântecul cocoșului, după care să aruncăm cu ouă. Vreau să vă mulțumesc din inimă pentru ce ați făcut pentru handbalul românesc și pentru România. Meritați toată considerația și vă rog din suflet să nu fiți modești, fiindcă nu vă stă bine deloc, indiferent ce se întâmplă. Și în viitor este foarte probabil să pierdem. Este foarte probabil că face parte din jocul sportului, al vieții, tot cu capul sus tot timpul. Vă mulțumesc foarte mult și rog din partea federației și din inimă, vă mânăm un buchet de flori. În același timp, scuzați-mă, am uitat să vă mai spun un lucru. În ședința de guvern de miercuri se va aproba o mărire substanțială a primei. Mulțumim foarte, foarte mult, foarte, foarte mult domnului Cioloș, doamne Elisabeta Lipă. Mulțumim. În același timp am semne de la partenerii noștri principali, Niro și BRD, că o să suplimenteze primele fetelor. Mulțumim. Și așa este foarte puțin față de ce au dat. O seară bună. Fetelor, vreau să ne strângem aici. Bună dimineața din partea noastră a celor care a fost alături de fete. Vreau să vă mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit de acasă, celor care ne-ați încurajat din Danemarca. N-a fost ușor pentru noi să gestionăm anumite momente grele prin care am trecut în prima parte a campionatului mondial. Am reușit să trecem peste ele și odată cu meciurile eliminatorii din faza a doua a competiției, România a jucat un handbal mult mai bun, un handbal aproape de ceea ce se cere acum pe plan mondial și sperăm din tot sufletul să continuăm acest lucru și în următorul an, pentru că va fi un an foarte greu, cu două competiții, Olimpiada și Campionatul European, cu meciuri de calificare pentru Campionatul European chiar cu prietena noastră Norvegia și cu un turneu preolimpic în care avem deja cunoscute adversarele, două echipe foarte puternice, Muntenegru și Danemarca. Două echipe care au demonstrat și acum la campionatul mondial că pot să joace la nivelul oricărei alte echipe. Din punctul meu de vedere, eu sunt, cred că, cel mai norocos. Am venit ultimul în familia handbalului la națională. Am avut șansa și norocul ca la prima participare să iau o medalie cu fetele. Mă bucur acest lucru. Și sperăm din tot sufletul ca împreună cu toți cei din staff, împreună cu toți cei care compun componența acestui staff să reușim să ținem fetele la un nivel cât mai ridicat și să facem cât mai multă fericită. Mulțumim încă o dată tuturor! Thomas Ride a rămas, a avut ceva probleme, mi se pare că la firma pe care conduce în Suedia și trebuia să fie prezent. Asta este din ce știu eu. Dacă e altă răspuns oficial, îi poate da doar el sau cine este responsabil cu lucrul ăsta. Vă spun din punctul meu de vedere ce am trăit și ce a fost în această lună pe care am petrecut-o împreună cu fetele departe de casă și cred că trebuie apreciat și lucrul acesta pentru că nu e puțin ca în momentul sărbătorilor să fii departe de familie și să te bați cu adversar și nu numai cu adversar, în anumite condiții câteodată inegale. Ați văzut și dumneavoastră ce s-a întâmplat la unele meciuri. Nu are rost să mai comentăm această situație. Din punctul meu de vedere, fetele pentru mine și ele în sufletul lor meritau mai mult și chiar la sfârșit, când a fost premierea, au zis că ele de fapt ar trebui să fie moral campioanele. Avem ocazia să demonstrăm anul viitor că avem
șanse și avem valoare să fim mai sus decât a fost în acest an. Vezi mâine, mă, tată. Ați câștigat! Bravo!